Strada adevărat, mi-a venit în consider de Hearts of Iron 3. Pe mecul ăla, cu mecul ăla, pe lor, adică eu. Am două. Bun. În setul trecut n-am făcut mari lucruri, ne-am mutat la Germania cum continuă lupta lor contra Franței. Și cum ignoră Norvegia, fiind a istorici. Între timp, Italia a revenit. Și tocmai mă pregăteam să o rezolv problema. Și cred că o să las o brigada asta de cavalerie acolo. Dar să fie un vant. Ia, n-ai să plecat încă. Go, go, schnelle, schnelle. Pentru că enervează să se dau nouă capacitate industrială pe consumer goods. Te scurci? Nu vrei să ataci. Hai să scoatem după sub control, ca să pot să te conduc eu. Să vedem ce luptă ăștia. Vedem dacă putem să-i batem cu o brigadă de cavalerie. Trebuie să putem să-i batem. Nu văd de ce nu i-am bate, că n-au provizii. Dar rezultatul este nu. Nu sunteți români, dați vă aia, dar... au și provizii, cumva. Serios. Din cauza lipsei de consumer goods pe frontul de casă, trupele sunt îngrijorate pentru familiile și iubiții lor. Asta reduce eficiența în combat. Mă gândesc că nu se aplică mie, că eu le dau la zi cu alea. Să că pierd mediu. Fuck. 26 și scade, nu? 5. A, într-o dată a fost mulțumit. Da, fugiți voi unde vreți voi să fugiți. Cine crezi că o să... România a anexat Italia. Și într-o dată 2. De undeva 2. Ok, voi ați terminat, dați-vă jos. Și deocamdată merge. Ok, întăriri provizii. Ok. Ce? Cum merge? Ah, poate nu-ți destul. Ai, bine, mai luăm un pic să face și convoiul ăla. Ești fericit? Bun, chiar nu-s fericit, dar să zicem. Între timp, invazia... Serios, încă nu s-au predat francezii. Fantastic. Sau poate nu vor germanii să accepte termenul. Oh, și împins pe germani la un loc. Surprinde. Nu. Mă surprinde că Franța nu s-a predat încă. Opa, Franța s-a predat încă. Altă pizda, mătii. Ho! Fuck me. Pop up and pause când mai apar chestii astea. Vichy France. Am scurt fiind după prealea conducerii de Paul Renault pe 17 iunie 1940, Pétain s-a apucat să facă o relație politică de lungă durată cu Germania. Armistițiul era o primă treaptă necesară în evitarea altei vărsare de sânge și în crearea de relații mai bune cu Germania, care vor, după spusele miniștrilor Vichy și al lui Pétain însuși, vor înfrânge în curând Marea Britanie și vor deveni puterea dominantă în Europa. Unii vorbeau chiar, în fapt, de Europa al of Europe alemande, of Europe, a unei Europe dominate de Germania. Pe atunci miniștrii au considerat că Franța, ca o colonie, o putere colonială și influență majoră în Europa între războaie, era poziționată bine să devină un aliat important a acestei noi națiuni, acestei puternice națiuni în inima unui noi ordin european, un The Ordre Europe. Un guvern puternic, l'État français, statul francez, a fost creat pe 12 iulie 1940 și o anumită formă de cooperație cu Germania va fi necesară, o condiție prenecesară pentru asta. Okay. Franța, shame of defeat, Franța a căzut și în
rușinea înfrângerii și rușinea înfrângerii arde în sufletul nostru. E timpul să raliem, să adunăm toți francezi adevărați cauzei noastre. Franța poate să fie deemed. Nu vine să traduc. Știu ce înseamnă, dar nu vine să traduc. Nu vine gândul. Să refacem. Franța poate fi refăcută sau reeducată sau renăscută. Ah, fuck it, man. Care-i cuvântul? În fine. Poate fi așa și poate și va fi așa. Flacăra rezistenței franceze nu o să fie stinsă. Apropo, Vichy France e cam mică, în caz că nu v-ați dat seama. Dar Vichy France are tot. Mai puțin partea asta care a rămas Franței libere. Marea Britanie a decis our finest hour. Ora noastră cea mai bună, adică cea mai importantă, în care am fost cei mai tari. Ok, tu du-te înapoi acolo. În ce de ocupație. În Franța înfrântă a majoritatea oamenilor au crezut că Britania nu o să reziste alte încă 6 săptămâni. Au subestimat spiritul poporului britanic și al guvernului. Și au zis lor însăși că dacă Imperiul Britanic și Commonwealth-ul, înstărirea comună, fi tradus Commonwealth, ar dura pentru 1000 de ani, oamenii tot vor zice că asta a fost ora lor cea mai bună. Their finest hour. Apropo și numele. You lie to me, game. Why did I get 11 inflation? De ce am luat, bă, 11 inflație? Decent. Ce facem? Ia explică doar acolo situația. Ok, tu ești gata. Da, 191 de... scurte. Excelent. Și tu poți să stai... Sian se mobilizează. Să vedem ce... Pact de reagresiune. Aha. Well, se pare că nu. Se pare că nu. Acțiune francez, Vichy France. Independența garantată de Germania. Avem și opțiune să restaurăm Franța. Putem să terminăm regimul Vichy și să restaurăm Franța la glorie. Aha. Îmi place că e acolo evenimentul, dar... Ce-ar fi să nu? Da, în primul rând să luăm asta de aici. O să trebuie să facem prostii. Nu au dispus să pierdă brigada de cavalerie. Vichy France, unde are punctul de victorie? Acolo. Puteam la acolo, bănuiesc să demoralizați deja. Da, Japonia a luat teritoriul din Asia. Ok. Alliance Debts, Axis Member. De ce sunteți voi aici? What the fuck? Da, voi două, am uitat de voi două. Bine. Voi două acolo, nu, aici, deocamdată. Uita că am făcut două brigăzi noi. Și băiați ăsta, probabil, nu? Mă, tot 5 și 4, proaspăt de brigăzi noi. Deci, am testat. Dacă declar război Franței, mă iau la hațul Germania. Dar... Da, avem de ales. Am sacrificat Basarabia pentru asta. Deci, nu avem de ales. 0-1. Annoying. Very annoying. Cel mai annoying. S-a sărit un pic în... repede. Da. România intră în axă pentru că n-are de ales. Și de urmare, acum...
putem să facem un război limitat. Acum ar teritorii. Northern France, Western France, Tunisia. Aia mai bine, nu? Război limitat. Nu ne forțează aliații să intre în lupta noastră. Nope. Bănuiesc că germanii sunt de acord cu situația asta. Adică de ce n-ar fi de acord? Toma, aruncând Vichy France României, toma au luat un aliat care e destul de mare și puternic. Sau cel puțin inteligent și capabil. Suntem doar în război cu Vichy France. Suntem un membru al Axei. Nu suntem în război cu restul aliaților, cel puțin până nu face Japonia prostii. Drept urmare, nu-i teoretic. Teoretic putem oare, dar nu cred că vor să ne dea. Am putea să luăm teritoriu, resurse britanice, să le vindem la germani, teoretic. Dar, da. Am sacrificat Basarabia. Asta e problema. Ok, voi treceți. După cum se vede, am... În câte ne spun germanii, trupele Vichy nu sunt în zona asta. Ca fapt divers, că toți suntem aici. Nu. Wow, unde ne asta? Economie. Da. Armată. Brigăzi, nu mă interesează brigăzile mele. Comparație. Trebuie cu comparație, unde ne ba. Statiștii naționale. Nu. Nu. Așa, comparația cu armatele aliaților. Total. Germania, 482. Japonia, 284. România, 115. Manciucu, Finlanda, 52 numai. Siam, Menguku, Etiopia. Germania, 17 de antieriene. Imp? What the fuck is imp? Imperiale? Și Manciucu are. În fine are 42 de brigăzi antitank, 10 de tancuri medii, 29 de mașini de blindate, 15 de brigăzi de artilerie. Cred că sunt brigăzi, da. 19 de trupe de munte, 2 de cavalerie, 14 de ingineri, 45 de garnizoane, 1 de tancuri grele, 198 de infanterie, 6 brigăzi de tancuri ușoare, 10 de antieriană motorizată, 32 de motorizate, 3 de parașutiști, 14 de poliție, 1 de artilerie autopropulsată, 16 TD-uri, 8 VSS-uri. Waffen-SS, aha, ok, deci ăștia sunt trupe imperiale, adică elita japoneză, și Germania au Waffen-SS. Ironic. A, nu acolo, nu avem DNL încă. România stă mai bine la categoria a trupe motorizate. Avem 25 de tancuri ușoare, de brigăzi de tancuri ușoare, 50 de motorizate față de 32 și 6. Bine, iau 10 tancuri medii, dar se rezolvă. Și una de tancuri grele care o să strice o ziua. Și 198 de infanterie, da. Prătene! A, da, am făcut deja, înțelege. Cam timpul să cumpărăm ceva. Imediat se termină astea. Ok, cam multe acolo. Cam multe, dragă, cam multe. De fapt, stai să vedem cum se duce asta. Cred că trebuie să nu mai mic, totuși. Avem 175 de industrie. Parcă putem să cerem și... Dacă țin minim. Da, că suntem în război. Dar sincer, nu mă interesează. Tu mai minți când am zis că e mai bine așa, băi, ticălosule. Da, îmi dă și un tip de război bonusul ăsta. Teoretic. War economy. Consumer goods orientation. Poate de la ăsta, de la Daily Dissension-ul. Poate. Dă-i de acord cu aia. Ok. În fine, acum arată munți. Hai să luăm
noi munții, salutăm pe germani. Moto1 se duce nord. Te-a luat și cartier general. Moto2 trece pe lângă. Se duce în Lyon. Și Moto3, știu și o duce pe așa. Vedem pe unde avem o poziție deocamdată. Și pe unde e dispus să ne oprească. Nu mai este neutri, apropo. Hei, bă. Ne-a expirat și eforturile de a ne aduce spre axă. Oare de ce? Poate că am intrat în ea. Efecte strategice. Bă! Pentru că am omorât Italia, nu putem să avem pactul de fier. Dar suntem Italia noi, deci nu putem să primim bonus la provizii și la cercetare. Trist. Bă! Oh, asta este. Da, am văzut pe acolo, ar fi ceva divizii de Vichy. Da, ne băgați pe noi în seamă, noi suntem doar în trecere. Problema o să fie asta. Sus în barcă, sus în barcă. Transport. Dar, cum ziceam, mi se rupe de Africa de Nord, ca o industrie aici, băieții. Ok. Ok. Aveam niște motorizate pe care le-am trimis acolo. Vă vreau într-un port. Care e cel mai aproape port de voi? Aici? E cam mic, dar ok. Că Vichy France are industrie, resurse aici. Nu foarte multe, dar are. De urmare, ne interesează. Văd că o să arate frumos Marea Nostrum, da? Cum ziceau romanii. Marea Nostrum. Ea nu e încă toată. Ah, da, și bine. Ah. Am uitat că stau lotul. Ba nu, e încă Vichy France. Ok. Am luat-o parașutiștii germani. Ok. Când din nou vedem ce se întâmplă. Nu se pare că nu mare lucru. Da, dacă nu se întâmplă nimic, continuați până acolo. Tu poți să o iei așa. În ideea ca să nu fim încercuiți în caz că francezii o pun ceva. Mexic! Bani pentru... Mi se rupe de țiței. Bun, a scăzut la total. Nu e, dacă nu vă trebuie deloc, nu vă trebuie. Ce mai? Încolo și încoace, nu? Nu vă trebuie. Nina suferi, că ce vrei, mă? Nu crezi că vrei cam mulți bani? Pentru ceva care nu-mi trebuie, când am rezerve masive de combustibil. Cum zici tu? Dacă tu consideri că e ceva ce aș vrea, ok. Se pare că ăștia s-au dus degeaba pe aici. Nu așa, așa. Tu trebuie să te pui pe pauză! Te calosule! Ce faci? Yes! Era și timpul! Superior firepower, băieți! Unde ești? Hai, pe aici, pe jos! Excelent! Delay attack doctrine. Parcă era o tehnologie care făcea cartierul general să miște mai mult. Uneori atât de repede, încât... era mai rapide decât tankurile. Max speed, da, ăsta e Mobile Warfare. Ok. Se pare că francezii și-au pus trupe acolo. Am cucerit iersul. Mă, dacă nu e nimic acolo. Nu pare să fie cazul. Tu stai... Nu, ne atacă? Ok. Stai acolo, de acolo. Cum arată situația aici? Acceptabil. Voi deja ați ajuns aici, merge sus. Da, știți voi, cu unire de teritoriu, da? Așa. Voi continua să mergeți așa, tu ai rămas în urmă că motive, cum vrei.
Pare că în dreptul capitalei au ei cel mai multe. Okay. Tu stai acolo, toți te duci acolo și vedem dacă putem să încercuim aici, dar n-avem destule trupe să încercuim. Și așteptăm întăriri care sunt pe drum. Da. Nu mă interesează. Ce prefer să strâng bani? Băi, provizii. De ce n-aveți provizii? Ați vă la o parte din românii. Voi ați ajuns? Mai aveți. Mai aveți. V-ați dat rebase acolo, imbecililor. Vezi Dubrovkin, după aia facem rebase. Nu ați facem rebase. Ne, cred că la Palermo, ca să fim aproape cu ele. Nu mai rămâneți fără combustibil. Toată ați rămas fără combustibil. What the fuck? What's wrong with you? Why you do that? Se pare că vă să le tragă. Ne-a, da, tocmai ați pierdut un război, o să mai pierdeți unul pentru că sunt un ticălos. Nu prea aveau trupe aici, trist. Vreau să vă predați și vreau să vă predați acum. Că aveți șanse. Dup, 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 continuăm să mergem. S-ar putea să fie nevoie să mă duc după ei în Africa. Nu e ideal, dar asta este. Caz în care... Da, mă, pierdeți-vă munți, ca așa. Sigur o să mă ajutați voi pierduți în munți. Sincer, mergeți la Palermo, gata. Nu prea cred eu că au ăștia cu ce să mă ajute. Cu ce să mă... se opună în... aici, cred că nici că jos n-am ce să opună. Vezi, totuși că... pierd atât de... adică e atât de greu să-mi aprovizionez trupele. Nu-i nimic acolo? Păi, ce păcat! De ce e situația noastră atât de proastă, totuși, logistica noastră? Era pe undeva pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici. Supply! Aveți un port! De ce nu vine de la portul ăsta? Pentru că motive, ne? Bine, cum vezi voi. Se pare că industria română e incapabilă să facă ceva cum trebuie. Ok, punctul de victorie mai sunt pe aici, doar ăla. Ok, tu te duci... nu așa, mai. Te duci sus. Te duci jos. Nu așa. Așa. Te duci așa. Pe oraș. Unde voi nu se mișcă? Ce, nu-mi dau seama care e. Tu? Cum ai mai tu atâtea? Ah, da, ok, bine, cum zici tu. Și tu așa, ba, ba. Nu e nevoie de toți aici. Sincer, zic eu. Te mai duce, te... N-avem provizii să mișcăm, că, da. Belufu. Trebuie să mișcăm cartierele, că consum mai puțin. Mai bine, vă descurcați voi. Pac, pac. Se pare că nu o să predea dacă luăm tot ce e tot teritoriul de la în Franța. Trist, dar asta este. Bună, voi trebuie să-i atace pe ăștia. Atac, atac. Nu, interesează. Poate de aia că nu vin la fată la timp. Niște franțuzi. Ce? Oh, am uitat complet de asta. Ups. Upsi. Da, ok. Și voi, voi nu. Mai minți când ai zis că poți să car 40 de divizii? Ok, am uitat de situație. Băi, ok. Tu te acolo, nu rezolvă situația. Între timp, tu mergi mai jos, cum ar fi în... Tirane. Și am impresia că la cât de bine, repede merg bărcile alea.
Situația se va rezolva singură. Deși Franz, eficiența industrială, zici că e expire industrieța, e prea avansată. Da, Germania, dragă Germania, ne dai și nouă niște Lend-Lease. Da, știu dacă e o idee bună, dar sincer vreau să fiu eu mai tare decât ei. Tehnologie, putem să facem, putem să facem 12 chiar, dar să zicem. Serios, 129, ce vine așa greu? 064, what the fuck? Espionaj, 0. 0. What the fuck? Apropo, mi-am adus tankuri aici, sper că nu vă supărați. Hello. Ce faceți voi? De ce vreți să vă duceți acolo? Tu, atacă la acolo, ăsta îmi taie linie de aprovizionare. Nu pierde vremea, nu șoma. Da, ăștia sunt circuiți. Ăștia n-au provizii. Prioritare, asta. Am uitat de zona asta. Unde nu-i nimic. Este ceva, un pic de industrie, wow. Da. Gurdon. Ok. Bărcile parcă s-au întors. Mergeți aici. Cred că am prea multe divizii. Zici că ai terminat cu ăla. Eu nu te cred, dar cum zici tu. Ok, am terminat și cu voi. Avem 10, 7, 70. Aproximativ. Mai trebuie. Ah, bine, un convoi puteți să-l faceți și voi. Și ăla e deja la început destul de... La început destul de bine. Ne promis, încă pe Finlanda. Ah, da, medium tangan. Am uitat de medium tangan. Și deocamdată o să oprim și medium tangan. Peter Firepower, Manning Tank Armor, da. Fantry Support Weapons, nu ne mai trebuie, nu ne mai trebuie, astea, da. Yep. Toate. Nenea Germania, nu mai vrei să-mi dai nimic, cum arată situația pe aici? Sunt cam supărat. 120. Japonia? Axis. Japonia, buy production license? Da. Because we're allied. Suntem aliați. Nu să facem trupe de la ei. Deci, aviația o să o luăm de la germani, pentru că germani. Flota o să facem de la japonezi, pentru că Japonia, nu? Are sens. They're getting away. They're doing. Dar nu mai avem provizii. E problema voastră, dracu. Nu e problema mea. Rezolvați situația. Nu mai sunteți aici. Nu asta e treaba voastră. Asta e... deja... Se pare că brigăzile mele de cavalerie sunt descurcate singure cu brigada aia, cu infanteria aia. Stane combustibil. De ce să aibă combustibil? Nu îmi trebuie mie combustibil. Rebase acolo deocamdată. În Tripoli. Stai în stepuci. O scăpat, măi, că i-a lăsat să scape. Tăf. Idioții lor. I-a lăsat să scape. Cum ați întâlnit să lăsat să scape? În fine. Cred că nu mai scapă, că se duc... Ba, nu, se duc în jos, bineînțeles, în jos. Păi ei, în jos. 13, unde ne-am pierd eu 13? La aia.
Deși... cred că venim totuși să ne facem tancurile de acasă, că pur și simplu ne avem păsă, tancuri nu mai luăm de la ei. Infanteria o să o luăm de la ei, deci infanteria putem să oprim, dar... infanteria deja are ceva acolo, de-aia. Okay. Jos cu tine. Infanteria o luăm de la germani. Nervează că nu... zicem că e stricat sistemul de... aprovizionare. Am 207 industrie, trebuie să vă rezolvați situația, nu? Adică vrei să spui că infrastructura aici e de căcat? Că nu e de căcat, e foarte bună, dar... da. Logică. Whatever. De ce naiba nu mi-arăți tu? Unde dracu era? Care-i problema? Explică-mi problema. Că-i Constanța prea mică? Putea să fie asta o problemă, să zicem. Măi, cine trebuie pentru Constanța? Production, naval base... avea nevoie de distrugătoare! Fie. Fie, treacă de la mine. Diplomație, ax... nu. No. Cu ce este mai bun? Mobile Tyrii, locomotivă, teorie locomotivă, spearhead... da, să zicem că japonezii nu prea investit în tacticile pentru blindate. Germania! N-avem nimic care să ne ajute acolo. Ok, fie, treacă. Treacă, meargă, whatever. Nu, și aici. Așa că nu mai pierdem industrie. Structură de infrastructură. Yay, woo! Cât de compa este infrastructura asta? Poate că nu duce aici. Deci, Constanța. Cât te costă infrastructura? 0,44. Acceptabil. Să facem o... fâă. Până la București. Infrastructură de 100%. Până în... Făgăraș, deci acolo avem industria. Mergi și-o pe unde o trebuia. Rezolvă situația. Okay, tu ești rezolvat, tu ești acolo, tu ești așa, așa, așa. Ce să facă mai puține provizii, provincii? Și după aia vedem cum naiba le face noi pe toate, dar... trebuia să iau pe aici mai bine degrabă. Să fie păzită în caz de probleme. Prea mare. Colim pe aici. Frumos în porturi. Și tot așa. Vai, cred că am mers foarte prost cu asta. Rezolvă situația. Ok, dăm totul jos. Vedem cât de bine merge jos. Jos, 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 jos. Și vedem ce putem să facem cu ăstea. În 41 se termină. Putem să facem totul cu alea. Nu, nu tot, nu chiar totul. Acceptabil. Mai luăm, da, luăm din producție dacă e nevoie, acceptabil. Xinjiang... Finlanda tot m-a pierdut. De fai! Și-a pierdut Finlanda, dar da, să vezi, au respectat istoria, ne? în sfârșit, cu întârziere, dragilor. Norvegia s-a dus, a fost invadată de Germania, germanii n-au simțit nevoia să ne ceară ajutorul. Mi se rup. Vedeți-ți ei. Unul din voi stă degeaba. Chiar mai mulți. Nu-l lăsa să fugă. Am un cartier general care stă degeaba. Mergi pe aici.
De voi nu mai este nevoie. Așa că voi vă duceți. Aici. Vrem și Spania, ce mai? Vrem mare nostrum, de asta am intrat în axă, de asta am cedat Basarabia. Sau invers, de asta am cedat Basarabia, de asta am intrat în axă. Self-propel artillery. Da, 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 ok. Ce artilerie autopropulsată putem să facem? E curiozitate. N-are nici poză. Fantastic, excelent. Îmi place de tine jocul, că, da, că o țară ca România n-are niciun pic de iubire în jocul ăsta. Da, bine. Distrugător, am zis. Să fac portul vieții. Patrol levelet. Tu rezolvă odată situația. Peregrin. Tu ai debarcat? Obiective avem? Avem. La lac. Nimeni nu scapă. Sincer, pentru că suntem aici, mai avem o brigadă. Mai luăm o brigadă. Avem moto 5-2. Finlanda se mobilizează după ce abia s-au demobilizat transport. Battle of Prades. Tu te duci acolo, bine. Whatever. Vezi că nu s-a predat. Supply production, excelent. Cum stăm? Mai trebuie. Adică nu, e un minus de 40. Acceptabil. All the finding, acceptabil. Sper că n-am făcut prea mult. Minus de 42 educație, 40 agricultură, da. A, și artilerie. E, da. Și combat medicine, să avem pierderi mai puține. Dar, da, da, da. Avem destul, avem destul, ai de ajuns. Trecem la 12. Trecem la 12, pentru că putem. Voi faceți-mi ofițeri. Stau bine, 124, dar când o să fac diviziile de infanterie, nu o să mai fie așa de bine. Din păcate, avem niște munți pe aici. Ok, cum stă situația? Poate să ne oprească ăștia? Motă 1 pe flank. Moto 1 a plecat la măsă, am uitat că a trimis. Înapoi! Deci, toată lumea acolo, în afară de 1 și 2 tot acolo. Și rămânem cu 34, care o să-i punem peste munți și peste dealuri. Să menținem nou front. Și n-aș că am vrea să continui lupta asta înainte să termin cu ei. Ei fiind amicii noștri din Spania. Cred că vrem să atacăm aici ca să putem să încercuim pe ăștia. Da, ok. Între timp, cum avem destul de brigăzi de cavalerie, Moto 5 o să se relocheze în Napoli, mă gândesc, sau în Roma, mai bine, destul rapid. 5-1, du-te în Roma, 5-3 ești în Roma, 5-2 pierde vremea pe aici, dar cum vreți voi. 5-3 e acolo, 5-4 face chestii, 5-5, 5-5, 5-4, 5-3, 5-2, 5-1, acceptabil. Și tu, de Roma, ok. Și putea să iau cu bărșile. Dar deja sunt în zonă. Sincer, nu știu dacă o să fie nevoie. Personal. Yep, Norvegia s-a predat. Atât mai bine. Te mai v-am dat tunuri, vezi, zici că nu mai vei trebui tunuri. Ce vreau să fac? A, da, la politică. Guvern de colaborare, nu mă interesează. Pe mine așa ceva. A,
Garda de fier a cam pierdut popularitate. Bă, PNC-ul... Social-liberale o să câștige. Germania investește mai serios, mă, în ăla. În treaba aia. Ok. Continuăm. Răzbelu cu Franța. Mi se fâlfâie, măi. Am ceva de făcut totuși cu ăstea. A, Roma n-are port. Deci... Napoli. În Napoli atunci. Dar întâi ne ducem la plimbare pe aici. Teoretic, flota franceză ar trebui să nu mai existe. Pentru că, știți voi, a fost fundată de britanici când era în Africa. După ce s-a predat. De ce stai? Nu mai am provizii. E mata, fă-ți provizii. Ia portul atunci. Nu e așa de greu. Mă gândesc că trebuie să mergi din port în port. Logic, nu? 38, 36, nu suntem acolo. În fine, lăsăm să facem aviația deocamdată. În 41, parcă, avem timp. Avem timp? Nu cred că avem timp. Zic să continuăm cu artileria și chestiile de tun. Restul o să vină de la ține. De unde ne-a mai scăzut ăsta? Și de ce? Păi motive, niciun motive, da? Să ia acolo la 12, nu să scadă mai jos de 12. Tank armament, tank reliability, yay, buu, cred că acum, bine, buu, cred că acum avem panzer 3. Panzer 3, există totuși o problemă. De fapt, există o problemă mai mare. De fapt, stai că n-am făcut superior firepower încă. Bă, de porturi, n-ați auzit, supply, uite acolo, tu m-am luat, the fuck. Ah, stai că e distrus, Africa. Africa, încă să reface, dar cât ești? 0-2-5, ai de curul meu. Una vrem Tunisia, Tunisia e mai mare. Tunis, nu Tunisia, Tunis. Dacă erați curioși, da, asta am probleme în Africa. Infrastructură de căcat. Dar absurd. Ce putea să începe acum războiul cu ei? Cum, până am război în axă, mai este. Și mi-au venit toate diviziile? Mai e cineva pe drum? Mai e cineva pe drum. E unul motorizat, unul mai e pe drum. Yay! Woo! România anexat, Vichy France. Ha, ha, ha. Germania ne-a revocat Landlease-ul. Bă! Bă! Apropo. Știam eu. T-ai sărit până repede. Repede ai sărit, ok, tu să fii. Am stricat tot fontul. Romania. fuck. Ei, da, asta ar putea să fie o problemă. Ok, deci ce am cucerit? Da, să vedem și noi cu resurse din Marea Britanie. Aia Etiopia. Aia este Marea Britanie. Asta este România. O industrie aici. Ok. O industrie aici. 3, 4, 5, 6, 7. Se adună. 7 doar în Africa. Și cu 4, 11. Și cu 3, 14. Și cu 4, 18. Și cu 5, 26 de fapt, și cu 6, 24, mai mult Elveția, și cu 25, 26, merge. Merge, 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 deodată o să fie toate gata. Să vin și mai multe industrie, 219 industrie. Ok, acum, cred că-s dispus să mă iau la harță cu... Cu nenea Republica Spania, Spania Republicană. Vreau aici să luăm ăsta frumos. Voi vă vreau aici să-i rezolvăm pe ăștia.
Sidi Ifni. A, da, și aici. Da, și aici. O industrie. Deci, puteri majore. Astea mai rămas. Și Franța. Franța nu-i putere majoră, mă, nu știu ce minți tu acolo. Pare că nu. Voi sunteți antidemocratici, voi. Aici e drept. Deci, în Europa, Europa a fost împărțită între Germania și România și... și Elveția. Da. Merge bine. E bine, e foarte... Oh, s-a terminat? Nu. Ah, aproape. Când stai cu pantalonii, vine... Da, nu te mai uita așa. 5. Puteți să luăm 5. 15. 20, poate? Să dăm aici. Ia să vedem câte am luat. O căruță, dar ok, ca să termine repede. Etiopia se mobilizează. Ok. Da. Am uitat. În ACG-ul de ocupație, pe unde mai ai tu trupe? Peste tot. Cred că o să fac cavalerie întâi, să fac altceva. Zierk. Ești în zonă. Rezolvă cu Tripoli. Battle of Zierk. Bun. Problema e că teritoriile astea nu sunt unite. E o mare Britanie în drum. 5-1 5-3 5-4. Voi nu le aveți. Asta e, da, că sunteți 5. Ok. Trebuie 2. Nope, nu mă interesează. Aș putea să le pun la cartierul general și parcă m-ar interesa, dar prefer să le țin în ideea că pe care am urcat acum barcă. În barcă. Pe tine vreau să te urc în barcă. În ideea că o să fac, stai acolo un pic. Și urcă de înapoi în barcă și de la port deocamdată. Transport, tu vin aici. O să fac în putere de foc superioară și am nevoie de 5, da? Brigăți pe divizie. Și așa aș putea să fac mai multe. Bă, da, aveți o vlagă în voi. Cam enervantă. Hop. Da. Acceptabil. Continuăm. Dă-te tu jos până să terminăm la cu ebele. Acum la cât teritoriu avem aici, ne trebuie cavalerie. Ne trebuie, pur și simplu, ne trebuie. De unde luăm cavalerie? Asta e o întrebare bună. Că e cam împrăștiată. A. De asta e cam împrăștiată. Prea multe. Varia două de brigăzi, vino aici. Și tu, vino aici. Și tu? Ok, trei o să stea aici deocamdată. Și o să le trimitem în Africa, să descurce. Lipsește una, da. De ce lipsești? De ce nu vrei să fii de treabă? Și unde ne-am să duc? Da, acolo. 70 numai. A, da, au expirat alea. Ați voi știți că o să rezolve situația imediat. Eu, războiul nedeclarat. În ciuda neutralității nominale, în 1941, Statele Unite se îndreptau rapid către un război cu Germania nazistă. Bla, 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 Land Lease, știți voi, Actul de Munich. Vă descurcați. Nu ne interesează pe noi. Pe noi? Interesează Spania Republicană.
Suntem toți pregătiți, da? Nu se știe nimeni? Perfect. Dar toate, ăsta data viitoare, din păcate, că a rămas fără loc. A, ce ne interesează pe noi, totuși. Tehnologia germană. Deci ei au infanterie 5 plus upgradată, noi avem... infanterie 4 plus, ok, deci a lor e mai bună. Mă gândeam că așa o să fie. Deci neapărat Germania. Ne da și nouă niște infanterie. Și foarte ieftin. Mă enervează că nu zice câte industrie o să consume. Trebuie să mă iau pe aici. Câte industrie consume? 2-33? Că e brigadă, da, e o brigadă, nu luăm divizie. Deci ne trebuie 3 brigăzi pentru o divizie. Și după aia, câte divizii ne-ar trebui? Adică să facem 5 corpuri, da? 25 de divizii ori 3. 75? 25 ori 3, da, e 75. Nu e 75, e 85. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ori 2, 3 este 40. Luăm 30. Cum de acum împart eu 30? O căcat. Și bineînțeles manpower. Am 351 manpower. Mai mult decât am început la început. Și manpower. Manpower 3-3. 30 ori 3, 3, 90. Ok. Sau 900. și trebuie 80. Dacă fac 3 o să fie 90, da? Da, sunt acceptabile. O să facem 20. Și după aia 4 ca să facem și artilerie cu ei. Și o să fie 80 de brigăzi de infanterie. Da, ok. Să vedem dacă acceptă. 152, ok, ne-a rămas bine. 80 de infanterie plus. Yep, yep, totul merge sus. În special divizia de brigăze de infanterie de la noua de la germani. Și... căcat, nu mai pot să-mi iau brigăzile de artilerie. Vedem data viitoare. Una nu e gata. Tu nu erai gata, m-am grăbit. Vedem dacă e acceptabil. Da, și că putem să facem infrastructură. Ok. Ok, sunt de acord cu asta. Bun, e gata și aia. Încă nu lucrăm la infrastructură, dar cred că o să rămână pe urmă infrastructura. Bun, merge, acceptabil. Mulțumesc de vizionare, sper că v-a plăcut setul. Data viitoare, Republica Spania Republicană, pe care Germania nu are niciun motiv să o ia, că nu e Spania lui Franco, e Spania aia la altă care era opusă lui Franco, deci treaba. The fuck ai făcut? Imbecilule. I-a lăsat pe ăștia să strice toată situația. Azi e bună!